Valul de viroze se menține la fel de puternic ca și săptămâna trecută. Cei care nu s-au protejat de frig sau au intrat în contact cu persoane răcite au luat cu asalt cabinetele medicale. În ultima săptămână din ianuarie a fost confirmat și primul caz de gripă. S-a observat o creștere a infecțiilor respiratorii acute cu 29,7% și a pneumopatiilor acute cu 23,2%. Față de săptămâna corespunzătoare a sezonului precedent. Cei mai afectați de viroze sunt copiii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani. Față de perioada cuprinsă între 17 și 23 ianuarie, în săptămâna 24-30 ianuarie, trendul ascendent al răcelilor s-a menținut. Foarte mulți dintre cei bolnavi au fost diagnosticați cu infecții respiratorii acute și pneumonii. Patologia este dată de alternanța de temperaturi cald-rece, și de faptul că virusul găsește acum momentul propice pentru a se dezvolta, pentru a se înmulți. Pacienții care vin sunt de la copii mici până la bătrâni, vin pentru forme ușoare de la simplul guturai până la forme complicate, bronșite, pneumonii. Din evidențele Direcției de Sănătate Publică reiese că peste 92% din populația Mehedințiului s-a vaccinat împotriva gripei. La ora actuală, medicii de familie mai au de distribuit doar 1441 de doze.